Bună ziua, dragilor! Acest videoclip este diferit de ce am făcut până acum. Nu este cu cărți de tarot, nu este pentru o persoană anume sau ceva, ci pentru fiecare dintre voi. Ce este nevoie la acest videoclip? Aveți nevoie de o foaie de hârtie și un pix. Și să răspundeți la câteva întrebări. Aceste întrebări sunt pentru voi înși vă, nu trebuie să le trimiteți niciunde, nu trebuie să... dar pentru a vă cunoaște voi pe voi mai bine. O să încerc să pun această foaie de hârtie așa cumva ca să vedeți întrebările, că puteți pune și pauză ca să puteți să răspundeți la aceste întrebări. Și să vedeți dacă descoperiți ceva despre voi, ceva ce v-ați dori, ceva ce vă gândiți cum să faceți. Poate n-ați putut să faceți, dar vreți să faceți de acum înainte. Iar prima întrebare spune așa: lucruri pe care știu să le fac mai bine și mai repede decât alții. Privind sănătatea. Da? Aici când mă refer la alții, poate să pot fi membrii familiei voastre, nu neapărat prieteni. Întrebarea numărul 2. Lucruri pe care știu să le fac și îmi place să le fac. Tot așa, referitor la sănătate. Întrebarea numărul 3. Lucruri care nu îmi place să le fac, dar le fac dacă mi se cer. Da? Deci este totul legat. Toate întrebările sunt legate de sănătate. Întrebarea 4. Lucruri pe care știu să le fac mai bine decât alții. La fel pot să fie membrii familiei voastre sau prietenii sau cunoștinți. Acum fiecare în ce categorie vreți să vă încadrați cu aceste întrebări. Întrebarea numărul 5. Lucruri pe care nu știu să le fac, dar mi-ar plăcea să învăț să le fac. Din nou, din familia mea referitor la sănătate. Întrebarea numărul 6. Lucruri pe care le prețuiesc cel mai mult în viață. Tot așa, referitor la sănătate. Și ultima întrebare, lucruri pe care, mă scuzați, am uitat să pun acel pe, m-aș bucura cel mai mult să le învăț în viață. Deci lucruri pe care m-aș bucura cel mai mult să le învăț în viață. Tot așa, referitor la sănătate. Și de aici, după, e bine să recitiți răspunsul la întrebările astea și să vedeți dacă descoperiți, ce anume descoperiți despre voi, despre sănătatea voastră, ce v-ați dori să faceți pe mai departe, cum credeți că puteți îmbunătăți și așa mai departe. O să spuneți că sunt întrebările prea repede, dar nu e nicio problemă. După fiecare întrebare, voi puteți pune pauză, să răspundeți la întrebarea respectivă și după continuați. Da? Eu am făcut acest videoclip doar așa, ca un mic joculeț, ca să zic așa, pentru a vă cunoaște voi mai bine pe voi. Da? Nu trebuie să dați răspunsuri exacte, nu trebuie să... Da? Deci, ci doar să vedeți dacă aveți ceva de învățat voi pentru voi. Atâta tot. Eu vă mulțumesc că ați avut răbdare cu acest videoclip. Sper, măcar o parte, chiar dacă mai mică, să răspundă la aceste întrebări. Pentru voi personal, nu trebuie să lăsați comentarii decât dacă v-a plăcut sau nu v-a plăcut un astfel de joculeț. Și dacă v-a plăcut, pe viitor vom mai face. Cu siguranță o să fiți și persoane la care vă place acest tip de joculeț, deoarece descoperiți poate anumite lucruri noi despre voi. Ceea ce este un plus, aș spune eu. Da? Deci... eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o seară frumoasă în continuare. La revedere!